construit după modelul teatrului din Viena, teatrul din Oravița este cel mai vechi edificiu de acest gen din spațiul culturii românești, prima clădire de teatru din piatră din sud-estul Europei și prima clădire din Europa luminată cu ajutorul lămpilor cu acetilenă. Clădirea a fost inaugurată chiar de împăratul Austriei Francisc I și de împărăteasa Augusta Carolina, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la eliberarea Timișoarei. Teatrul are o capacitate de 150 de locuri și, după aproape 200 de ani, și-a păstrat forma de la început. Acustica sălii este deosebită și nu sunt necesare mijloace de amplificare la niciun spectacol.